El aici, ea aici, fiecare cu propriul anturaj. În orice început, ca așa ne-a clădit societatea, dăm totul. Ne dăm ceea ce nu suntem. Noi ne practic ne punem ștreangul de gât. Ca să o cucerim, ne dăm scenariul, eu sunt făt frumos și împrumut haine de la ăla, o duc la un restaurant. Bă, dar știi ceva, uite, mi-ai ridicat-o la filă tare pe asta. Să te duci la doamna, să stați din nou la o cafea sau, mă rog, că acum la a doua întâlnire deja stați direct în pat, așa, și să te duci așa, să-i zici, bă, uite, eu sunt un bou căruia îi curge scuipat în gură. Nu mă duce capul, frate, să n-am cuvintele la mine, să stau să inițiem niște discuții, dar mă gândesc, uite, să ți-am luat un ceas. Tocmai ce te-am cumpărat. A, nu sunt băiat valabil? Să mor. Salutări, oameni frumoși, un nou episod din podcastul Realități cu Niculescu. De mult mi-am dorit să am un psiholog cu care să pot vorbi deschis. Vreau să țineți cont, încerc să promovez lucrul acesta. Nu ar trebui să existe această concurență. Deci nimeni nu vrea să pună într-o imagine inferioară pe celălalt. Sunt contradicții, pot fi contradicții, mie îmi plac discuțiile în care venim cu fel și fel de argumente, dar atenție, nu există intenția de a-l umili sau de a-i fi superior, așa cum se percepe. Noi nu colaborăm între noi ca să nu ne afecteze imaginea în fața urmăritorilor noștri. La mine nu există chestia asta. Dacă am ce să învăț de la Andrei și cu siguranță voi avea, voi prelua astfel încât să devin mai bun și să dau mai departe. Nu este nicio rușine. Eu dacă țin cu echipa Steaua de mic, dacă Steaua ajunge să joace cu Barcelona și ia bătaie cu 11-0, eu tot voi ține cu Steaua. Asta este ideea, pentru că o am în inimă. Bun, așadar, invitatul de astăzi, mi-am notat aici ca să nu uit ceva, după care începem puternic. Îl cheamă Andrei Bogdan Vulpescu, în vârstă de 45 de ani, a practicat 10 ani sport, 20 de ani de presă, 23 de ani hip-hop, 8 ani de blogging, a publicat 5 cărți, urmează și a 6-a, este psiholog, în formare pe psihoterapie integrativă și consilier de dezvoltare personală. A fost căsătorit, are o fetiță de 15 ani, să-i trăiască din prima căsnicie și de 8 ani de zile se află într-o relație. Salut, Andrei, și mersi din suflet pentru că ai acceptat să vii. Salut și bine v-am găsit. Mă bucur că sunt pe teren nou. Ce faci? Cum ești? Foarte bine. Păi de ce? Avem altă variantă? Nu există, niciodată. Și de ce am zis că mă bucur că am un psiholog cu care să stau de vorbă? Majoritatea m-au evitat. Uite, am avut un live, eu sunt foarte direct și nu am, pentru că atât timp cât am fost corect, nu am de ce să mă ascund. Am făcut un live cu Pera. Uh-huh. Și am zis, și mi-am îndrumat urmăritorii, mergeți, că aveți ce învăța, sau i-am spus și lui în live, poate colaborăm, hai să mai facem chestii, să niciun semn. Și chestia asta s-a întâmplat și cu alții de-a lungul timpului, știi? Nu înțeleg, uite, explică-mă aici de ce. Eu înțeleg. Fenomen. Vine puțin din trecut asta. Poporul român de principiu nu stă foarte bine la capitolul încredere. Și sunt studii, de la Motru încoace, sunt foarte multe studii pe tema asta. La fel cum nu este nici atât de ospitalier și de tolerant, cum se spune ospitalitatea românească. Bullshit, nu e. Mai mult decât atât, există această competitivitate socială și această dorință de a avea, și atunci chestia asta pune bariere între oamenii care vor să crească împreună sau care vor să își extindă puțin sfera de interes, de influență și așa mai departe. Dacă te uiți peste ocean, vei vedea că absolut toți colaborează cu toți. N-au nicio problemă să facă chestia asta, indiferent că e Tony Robbins, indiferent că e Esther Perel, indiferent că, nu știu, care doar liceu, Lewis Howes sau așa mai departe. Nu mai contează. Da. De ce? Pentru că fiecare are un public, fiecare public poate să învețe de la celălalt și invers, și atunci everybody is winning. Dar asta în România este foarte complicat. Pentru că la noi este o competiție proastă în absolut orice domeniu. Deci asta nu ține doar de, nu știu, influencer sau speaker motivațional sau psihologi sau rapperi sau ce vrei tu. În orice domeniu e la fel.
Este foarte complicat să aduci oamenii împreună și să gândești un tablou mai mare. Pentru că, nu știu, invidie, ego-uri mari și nu, mărturisesc că și eu am fost acolo o perioadă și eu am fost genul care și uneori mai am derapajul ăsta. Să stau să... Și asta cred că e tot din spate la mine. Încă mai am de șlefuit. De a arunca etichete rapid. Ceea ce se întâmplă, dacă te uiți în social media, este cel mai urât loc de bullying care poate exista. Pentru persoane mature se numește incivility, însă nu știu în ce măsură, din punct de vedere psihic, persoanele chiar se pot numi mature, dar asta e o altă discuție. Deci eu pot să înțeleg de ce se întâmplă asta. Fiecare își apără pătrățica lui pentru care are senzația că dacă face un share cu altcineva, atunci cineva, el va avea ceva de pierdut, ceea ce este eronat, este o gândire falimentară. Eu știu cum văd? Eu văd doi factori decisivi vis-a-vis de cei din străinătate. Știi ce au ei, cei din afară, pe lângă educație și toate astea? Au scopul nobil în spate. Uh-huh. Când ai un scop nobil, nu mai pui etichete, că tu te gândești, vă, îmi recunosc valoarea și lipsa încrederii de sine. Deci omul bine. Care are frică că își pierde felia, el nu crede cu adevărat în ceea ce oferă. Da, cred că pe lângă încrederea de sine mai este încă o chestie, neîncredere în pregătire. Da, în ceea ce oferă. Asta e o mare șmecherie. Da. Am mai povestit asta, dar mi se pare important. Am avut ocazia să-l cunosc pe Robin Sharma, stau la un șpriț cu el, a fost o conjunctură. Eu am stat vreo 20 de minute, 25 de minute cu el de vorbă, gagiu foarte ok. Și omul mi-a zis așa. Nu-ți fie teamă să ceri bani pentru ceea ce faci? Și doi la mână, nu aștepta să fii brecătit. Dă-i drumul și vei învăța pe parcurs. Mi-a povestit despre el că la început la Rotary Club, pe acolo, în Canada sau nu știu unde era el, avea 20 de persoane din care jumate erau din familia lui sau prietenii lui sau așa, așa cum se începe. Se începe, da, logic. Nimeni nu se naște cu zeci de mii de followers sau așa. Trebuie să muncești în orice zonă. Și mai mult decât atât mi-a zis, încearcă să te focusezi pe ceea ce poți tu să oferi. Și asta a avut o chestie foarte, un impact foarte mișto, pentru că am stat și am rumegat vreo câteva luni de zile la treaba asta, știi? Ideea de a contribui, asta este o nevoie superioară, umană. Asta de a contribui. De a duce un aport pozitiv. În momentul în care tu o să încerci să vii cu un plus valoare, o să încerci tot timpul să vii cu ceva nou și cu ceva de calitate și cu ceva de valoare în viața oamenilor care îi va putea ajuta, atunci vei vedea că nu o să-ți mai faci griji cu ce-ți vine. Și așa e. Da, în general, dacă te uiți în societatea românească, oamenii așteaptă să li se dea. Deci este exact pe dos. Ei nu stau să se gândească, băi, ce pot eu să fac astfel încât să particip la binele general. Pentru că au senzația că nu vine income din chestia asta. Știi? Ori, de fapt, rețeta succesului e exact pe dos. Ce pot eu să vin și să ofer oamenilor, pentru că automat voi avea și satisfacție din asta. Nu doar financiară, atenție, că nu este vorba doar despre bani. Este vorba despre recunoaștere, despre stare de bine. Pentru că sunt studii multe care ne arată că la baza fericirii stă în modul în care reușești să îi faci bine celuilalt. Da, este un element foarte important în starea de fericire. În momentul în care ajuți o persoană, chestia asta îți dă o stare de bine pe un termen mai lung decât dacă, nu știu, faci habar n-am ce. Da, dar știi cum văd eu asta? Contează foarte mult și de perioada despre care vorbim. Că foarte, uite, am întâlnit tineri care mă opreau pe stradă, dădeau mâna cu mine și îmi spuneau, uite că și eu am încercat să schimbăm cu natura, să faci, da, da. Și am zis, prietene, ajută-te mai întâi pe tine ca să poți să ajuți lumea și să schimbi. Păi te vorbeai despre încredere. Și mi-a plăcut o idee, am văzut acum într-un seminar recent, acum câteva zile, la John Gottman, zicea, chestia care ține de încredere în sine sau între două persoane, este modul în care răspunzi la întrebarea celălalt este acolo când eu și după aia urmează două puncte. Sunt trist, sunt revoltat, sunt supărat, sunt furios, sunt dezamăgit, sunt debusolat, sunt confuz, sunt excitat, atenție, sunt fericit, sunt bucuros, sunt jucăuș și așa mai departe. Poți să pui toată paleta acolo, da? Așa? Asta e răspunsul la întrebare. Celălalt e acolo sau nu? E, când vorbim despre încredere în sine, ar fi mișto să vedem
cum o adresăm nouă întrebarea asta? Băi, eu sunt acolo în momentul în care sunt confuz? Ce răcu vrea să zic ăsta, mă? Sunt soto că sunt oameni care se gândesc la asta. Ok, ce fac eu concret ca să scap de confuzia asta? Care sunt mecanismele prin care eu reușesc să mă echilibrez, să-mi echilibrez starea astfel încât să nu mă duc în direcția aia, să pic în vâltoarea aia negativă și să ajung, știu eu, în manifestări furioase sau în depresie sau așa. Ce fac concret? Asta înseamnă încrederea. Asta de dar sine. Nu contează și mediul în care te afli atunci, că dacă eu mă aflu într-un mediu plin de presiuni, de exemplu, am rămas în stradă, au pierdut ai mei casa, sigur că da. Nu mai pot fi profund, adică categoric voi lua alte decizii fiind influențat de mediul ăla mediul sărăcăcios. Dreptate, mediul este extrem de important. De asta vezi că în general, că vorbeam înainte de începere de traumă, când se vorbește despre traumă, oamenii se gândesc la accidente, la calamități, la războaie. Moarte. Da, pierderea cuiva drag și așa mai departe, însă ele sunt mult mai multe, iar sărăcia este unul dintre ele. Sărăcia este o traumă colectivă. Ceea ce s-a întâmplat cu pandemia este o traumă colectivă. Pentru că la fiecare cifră de aia care apărea zilnic de oameni pierduți, da, indiferent că au murit cu sau de, asta sunt niște nuanțe, n-are rost să intrăm acolo, s-au înregistrat cel puțin 4 traume în familia persoanei respective. Iar astea se decontează în zeci de ani, nu se decontează imediat, ci se pot deconta și la generația următoare. Stările și toate efectele acestor lucruri. Dar vezi, în societatea românească nu se vorbește despre lucrurile astea, pentru că noi trebuie să fim puternici, noi trebuie să fim, nu știu, să dăm bine pe Instagram și alte căcaturi de astea. Să fluturăm stegulețele la mașini de ziua României, după care uite ce mașină frumoasă avem, ce hăinuțe frumoase avem, uite că avem și o gagică cu fesarondă, ce mișto, am mers la Mykonos, iu, ce bine e. Aiurea. Și 3/4 în 3 în mega stres și știi cum îți dai seama? Și de chiar ar fi o chestie mișto să se întrebe și oamenii care se uită la noi acum. Încercați să răspundeți la întrebarea cum mă relaxez? E simplu. Păi tu cum te relaxezi? Tu. Îți garantez că va fi foarte greu pentru mulți să răspundă la asta. Nici măcar nu s-au gândit. Bă, mie îmi trebuie oare ritualuri de relaxare? Dar la ce îmi trebuie asta? Ei stau într-un stres continuu, nu înțeleg în ce stare sunt pe dinăuntru. Au senzația că ei pot controla cu capul tot și nu e adevărat. Și după aia se miră că nu dorm noaptea, au stil de viață prost, bagă compulsii și adicții la greu. Seriale pe Netflix până dimineața și până du-te la mai departe. Serviciu. Sunt agresivi, nu li se mai scoală, hai să o dăm și pe asta, că e realitate. Și așa mai departe. Păi, cum facem? Dar și m-am gândit la lucrul ăsta. Și de ce? De fapt, ce se întâmplă în realitate? Pentru toate alegerile pe care noi le luăm, noi nu le luăm pentru noi, pentru interiorul nostru. Dacă tu te duci să-ți cumperi o mașină, eu dau un exemplu acum, bă, care e acel prim gând care îți vine? Mamă, o să vezi câte gagici o să am, sau o să întoarcă oamenii capul pe stradă când apar, sau o să vezi tovarășii mei ce o să zică. Aia e interiorul tău îți spune că tu nu o cumperi pentru tine. Corect, dar știi ce înseamnă asta? Consumerism. Iar societatea te crește de când ești mic ca să trăiești în afara ta, nu în interiorul tău. În felul ăsta ești manipulat. Tu trebuie să arăți tot timpul altcuiva că tu ești bun. Păi da, tu ție când îți arăți că ești bun? De-aia discutam tot înainte, că noi dăm din casa acum. Da. Că pe mine nu mă interesează să fiu în competiție cu nimeni de foarte multă vreme. Nu mă interesează deloc asta. Ai scăpat o presiune. Și știi de ce? Pentru că eu știu care e drumul meu. Și știi valoarea. Singura chestie este, băi, ce am eu de făcut astfel încât mie să-mi fie bine? Bine, da, bravo. Bun, păi uite, trebuie să fac asta, dar vreau să mai fac și acolo, mai ajustez de acolo, mai adaug acolo. Nu mă interesează ce face ăla din stânga, ce face... Spune să fie sănătoși. Dacă le merge jos pălăria, bravo lor. Ți-ai găsit echilibru. Nici măcar nu mai stau să mă mai gândesc sau să mă uit să văd, bă, oamenii ce spun. Ce rost are să fac chestia asta? Repet, aveam asta și uneori mai ciupește, știi, e ca un bulldog de la care iese și... Ok, las-o așa, știi? Toți cei care suntem expuși, suntem înjurați, 100%, și în momentul în care reușești să accepti și să înveți asta, nobody cares, da. Și în momentul în care știi să-ți creezi drumul tău, e foarte simplu. Nu avem timp pentru alte chestii. Viața este scurtă, se termină așa.
Dar măcar cât e, hai să fie bună, nu? Asta e ideea? Da, logic. Uite, de asta mie mi-era frică. Eu mi-am făcut aici când vreo, nu știu, 11-12 întrebări. Care nu ne ține de ele, a? Da. Știam, bă, dacă ajung face-to-face cu un psiholog, nu știu, măcar 3 întrebări atingem. Știi de ce zic? Pentru că tu când am discutat noi am discutat pe Instagram, ne-am scris acum o săptămână, sau, mă rog, când s-a întâmplat, tu ziceai, ok, eu vin cu viața și cu... Da, stai așa puțin. De ce? De unde mi-am format eu toată povestea asta? Și o să-ți zic în scurt și după aia chiar o să mă intereseze să-mi zici și tu. În primul rând, am trăit în niște medii care m-au ajutat să învăț foarte multe lucruri despre oameni. Unul la mână, am trăit într-o familie de intelectuali, deci din start am avut un climat dintr-o anumită direcție. Doi la mână, am avut norocul, șansa, nu știu cum, deși pentru mine a fost o realitate, nu iau nici noroc, nici șansa, asta a fost. Să locuiesc în aceeași casă cu o persoană din intelectualitatea interbelică și am putut să învăț enorm de multe de la persoana respectivă. Despre muzică clasică, despre călătorii, despre muzee, despre limbi străine și așa mai departe. Despre conduită, despre valori, despre o grămadă de lucruri. Mai ales că veneau duminica din când în când la noi acasă și cei din gașca ei de prieteni, că vorbim de oameni de 80 de ani și vedeai ce ținută au, cum vorbesc unii cu ceilalți. În primul rând, bărbații nu bârfeau femeile, femeile nu bârfeau bărbații, sub nicio formă. Ceea ce acum este un măcel total. Dar, mă rog, al doilea lucru, părinții mei, tata a fost geolog, mama a fost inginer chimist, circulau mult prin țară și ne luau după ei și am avut posibilitatea ca încă de foarte mic să intru în contact cu tot felul de oameni din tot felul de zone. Inclusiv oameni care ieșiseră din pușcărie, pentru că pe vremea lui Ceaușescu, dacă vrei să te duci într-un oraș să angajezi mai mic și să angajezi niște oameni, primăria ți-i pasa pe ăștia care ieșiseră din pârnaie, că pe vremea aia era obligatoriu să-i bage la muncă. Da, da, da. Drept urmare, am reușit să merg în același camion luni de zile cu oamenii ăștia și să învăț tot felul de lucruri de la ei. Cum se comportă, cum gândesc, se opreau camionul, furau cartofi după câmp, când mergeam și stăteam pe acolo, pe la poalele munților Făgăraș, mă rog, cu cortul, am văzut multe încă de mic și am învățat de la ei, că dacă știi să te porți cu ei, atunci o să te respecte, dacă ești arogant, te bat. Am văzut cu ochii mei asta, aveam 9-10 ani, după care am început și am fost luat la sport, la Steaua, că vorbeai de Steaua, din școală, la volei. Și am intrat în zona asta de educație, care e o altă zonă de educație. Logic. Și am învățat foarte devreme ce înseamnă eșec. Că na, când pierzi un meci, nu e plăcut. Da? Ei, imaginează-ți că în 10 ani de zile de turnee, de cantonamente, de suferință, am învățat ce înseamnă să fii alături de ala de lângă tine. Pentru că era sport de echipă. Dacă greșeau unul, erau pedepsiți toți. După care am intrat în zona de hip-hop, unde cu Dahoud la început, că am fondat trupa asta, am prins-o de la zero, toată mișcarea. Deci a fost o conjunctură, pot să-i spun favorabilă, din care am învățat din absolut toate lucrurile. Am avut prieteni care erau oameni foarte ok, dar s-au dus la vale pe droguri și așa. Am văzut-o și pe asta. Deci am putut să mă hrănesc de la viață cu tot felul de chestii. După aia am intrat în zona de presă, care m-a învățat într-o altă direcție. Cum să-mi structurez ideile, cum să pun întrebări și cum să scriu și așa mai departe. Psihologia a venit târziu, dar eu cred că a venit la timp. Păi da, e un cumul. Pentru că eu cumva sunt adeptul de a pune întâi viață și după aia să vii cu școală peste ea. Că dacă pui doar școală și e zero viață, e degeaba. E părerea mea. Nu sunt un alergător după hârtii, nu m-a interesat niciodată asta. Hârtie igienică găsesc la Mega, ok? Drept urmare, eu investesc foarte mulți bani în pregătirea mea, îmi cumpăr tot felul de cursuri care cred că mă interesează și până acum n-am greșit. Așa? Deci, atenție, scuză-mă un pic, Andrei, voi cei tineri. Iată un om care și la 45 de ani, cu facultate, cu diplome, în continuare investește în educație, cursuri, 100%. Seminarii. Orice. 100%. Aici fac apropo, special pentru cei de pe TikTok, Instagram. Deci... Știi, ai întâlnit oameni care consideră că după ce au terminat facultatea s-a terminat învățarea pentru ei? Sunt. Da, păi, cum adică, bă, să mai învăț eu? Păi, dar ce, n-am terminat o facultate? Am diploma acolo acasă. Păi, și câți ani au trecut, mă, de atunci? 20 de ani. Bun, și tu ai mai studiat ceva între timp?
Păi ce? Păi de ce îmi trebuie? A, ok. Același lucru se întâmplă și în relații. Oamenii au senzația că dacă s-au îndrăgostit de cineva, ceea ce este o chestie absolut firească și organică până la urmă, relația aia sigur va funcționa. Păi și pe ce te bazezi când spui asta? Sunt două universuri care se intră în coliziune într-un fel și vrem să formăm unul nou? Păi cum? Că sunt două culturi diferite care se pun la aceeași masă și încearcă să formeze ceva. Păi cum să formezi ceva dacă tu nu ești interesat să vezi ce e în partea cealaltă? Este un dezastru. Nu. Stai că le-am notat aici. Eu am spus așa lui Andrei. Apropo de asta ce ai spus. A, uite, și apropo ca să încheiem, da. Că și eu am un copil, și eu am fost căsătorit, și eu am și înșelat, am și fost înșelat. Deci le-am gustat în viață, nu m-am ferit de ele. Păi aici vreau m-au să pus în cur, am ajuns în terapie, apropo, să nu vă fie teamă să cereți ajutor. Am stat 7 luni în terapie. Este un proces foarte interesant. Este extrem de interesant. Blogul pentru mine, cel puțin în primii un an, doi, a fost un act terapeutic. Te-ai exteriorizat. Da, de asta se și spune că există terapia prin narare. Contează foarte mult în momentul în care începi să scrii, că dai afară ideile, le scoți afară din cap. Nu încercați să le țineți că vă duceți pe copcă rău. Eu cred că de asta și tu ai devenit psiholog nu în momentul în care ai făcut facultatea de psihologie. Am. Tu erai deja psiholog și probabil facultatea ți-a confirmat anumite convingeri. Psiholog, eu cred că devine ăla care a experimentat și care a gustat greul și suferința. Uh-huh. Eu consider, astea sunt păreri personale, în starea de fericire te oprești din evoluție. Fericirea se gustă și atât. Ești într-un concediu, ești cu iubita. Să știi că nu e chiar așa. Stai să zic până la final. Depinde despre ce fericire vorbim. Că așa stai de mai multe feluri. Starea de bine, starea de fericire. În momentul ăla tu trăiești pur și simplu, că o trăiești singur, nu știu, uitându-te, făcând ceva și îți dă starea de fericire sau ești alături de partener. Uh-huh. Eu așa văd. În momentul ăla tu nu te gândești la altceva. Te bucuri de moment. Deci e stop evoluție. Ceea ce e în regulă. Că avem nevoie și de asta. E mai nașpa să n-avem deloc momente de astea. Da, dar să zic cum văd eu. În momentul în care primești o suferință, dai de greu, ce se întâmplă? Cam care ar fi procesul? Ieși din starea de comoditate. Cum au pierdut ai mei casa când aveam eu 17 ani și fratele meu avea 18. Noi până atunci aveam totul. Mâncărică caldă, acoperiș deasupra capului, hăinuțe, veneau bunicii, deci aveam mediul perfect. Aveam un magazin ai mei. Când am rămas pe drumuri și au venit, cămătarii ne urmăreau. Prima dată când vedeam că tata o înjură pe mama de la nervi și îți dai seama ce presiune era, noi nefiind învățați. Ei, și ne-am prins în stradă. Creierul, care era unul puturos, a început să pună întrebările care ne-au dus spre evoluție. De ce nouă? Ce facem să ieșim din situația asta? E, dar stai puțin că aici până să ajungi la procesul ăsta să poți să spui această întrebare înseamnă că ai avut undeva o zonă în care curiozitatea ta și ideea de explorare era activată, pentru că nu la toată lumea se întâmplă așa. Ba da, a fost forțat. Într-un astfel de... Nu și de ce? S-a întâmplat repede. Șocul ăsta bun. S-a întâmplat repede. Unii intră într-un șoc și nu mai ies de acolo. Nu, la noi s-a întâmplat repede, eram în stradă și noi astăzi trebuia să găsim un loc unde să dormim. Mm-hmm. Deci, pe o parte, cred că a fost bine, pentru că... Vezi cumva s-a activat ideea de supraviețuire, că practic exact, asta a fost. Instinctul de supraviețuire. Bă, gata, ne angajăm, că n-avem cum, știi? Nevoile adică... de bază, hrană, acoperiș, siguranță, nu mai erau. Nu. Și atunci trebuie să faci repede ceva. Asta nu înțeleg tinerii. Opriți gratuitatea. Nu mai primiți gratis. Ca să scoateți creierul din starea comodă, să pună întrebările care să... Bă, vreau, îmi place ceva, ok, nu mai vreau bani de la e-mail, deși aș putea să iau. Cum fac eu să obțin acel ceva? Știi? E, asta m-a transformat pe mine într-un lider, la fel ca și pe tine. Tu ai devenit un psiholog bun și de renume, că Vulpescu e cunoscut, nu pot să mă pentru că ai avut experiențe. Nu, eu îți spun părerea mea acum, știi? Pentru că ai trecut prin toate, de mic, ai fost colo, cu oameni din diferite categorii sociale, știi? Asta cu facultatea, eu așa văd, și eu am făcut facultatea, dar eu nu văd, dacă mă întreb pe mine, doar am primit niște confirmări.
Știi ce cred că, știi ce cred că înseamnă experiența asta de viață? Și experiențele mele și experiențele tale. Înseamnă cumva capacitatea de a forma abilități de a tolera situații și emoții care pot fi copleșitoare. Și asta e foarte important. Și o să-ți dau un exemplu apropo de bullying, că vorbeam și de ăsta. Și bă, internetul este... Țin minte că am avut un meci la Constanța, într-o sală destul de mică, unde veniseră niște oameni de galerie. Și atunci am fost speriați pentru că intrau cu picioarele în teren, practic aterizai pe gambe, pe genunchi, pe gleznele altora și puteai și tu să te accidentezi, că nu te interesa pe tine că le accidentezi pe ăla, da. Că dacă tot se riscă, eu sunt în teren, trebuie să joc. În schimb, când ajungeam la serviciu, ne scuipau pe spate. Și îți dai seama că e foarte nasol să nu răspunzi în momentul în care vezi că 15 inși în spatele tău care îți trag flegme pe spate, că le simți pe cap, pe, ești ud, ești, da. Cum să zic, ești alb pe tricou. Noi aveam tricouri roșii, deci n-avea cum să nu se vadă. Antrenorul nu poate să facă singur față la așa ceva. Ne-a mai furat și arbitru. Adică sunt, vezi, astea sunt niște momente de presiune și de tensiune în care trebuie să știi foarte repede să fii wise și să zici, ok, dacă eu mă întorc și îl scui pe ăla, s-a rupt sala, deci nu, și ne-o luăm noi, deci sigur ne-o luăm. Noi eram 16, cu antrenorul 17, acolo erau cel puțin 60 de inși. Și noi eram copii. Deci nu aveam cum să facem față la asta. Și atunci tu trebuie să înveți inclusiv să tași în gură. Da. De asta spun că cumva ai dreptate. Generațiile tinere de acum nu prea știu și nu prea li se dă ocazia de a intra în niște zone unde trebuie să-și exerseze antrenamentul ăsta de a tolera niște lucruri. Și atunci ei trăiesc cumva protejați, dar din păcate când se întâlnesc cu ele bubuie foarte rău. În orice fel de direcție, fie în agresivitate, fie în depresie, fie în sinucideri și așa mai departe, pentru că le vedem deja în cifre. Deci părerea mea este că, și uneori stau și mă întreb și eu, cum, Doamne iartă-mă, s-a întâmplat ca oamenii de generația noastră care au puște azi să fi ajuns să-i fi crescut în așa colivii de cristal, în condițiile în care noi nu am fost crescuți așa. Sigur, Maidanul a dispărut, e un pic altfel lumea asta. Dar părerea mea este că ei nu sunt neapărat pregătiți. Sunt copii buni, cei mai mulți dintre ei, dar din păcate nu sunt nici băgați în seamă de părinții lor și înțeleși și n-au plasa de siguranță. Da? Și atunci aș cam fac de cap cum cred ei de cuvință și creierul din păcate nu îi ajută. Că încă nu e pregătit pentru asta. Da, păi de asta o să, uite, vreau să intrăm în pâine direct. Eu vorbisem cu Andrei și am zis, hai să facem să fie un pic interactiv. Mm-hmm. Eu să pun o întrebare și el să pună o întrebare. Și o să încep cu prima întrebare, ca să intrăm în pâine ca lume. Și te voi întreba așa. Eu consider că nu există sentimentul de iubire în adolescență. 15, 17, 20, 21 de ani, când am afirmat chestia asta, mi-au sărit în cap foarte mulți. Și îți spun cum gândesc eu. Eu am 39 de ani, o am pe soție, acum pot să spun că iubesc cu adevărat. Uh-huh. În adolescență suntem conduși hormonal. Ne creăm obsesii pentru ambalaj. Noi luăm decizii pe moment. Bă, simt acum că vreau să fiu cu ea toată viața. Neexistând educație despre ce însemnătatea unui copil, ce înseamnă o familie, presiunile care pot veni, noi neștiind lucrurile acestea, noi gândim că așa va fi mereu. Ea va fi o păpușică, sâni, fund. Bă, dacă vine un copil, femeia se îngrașă, schimbări hormonale, devine geloasă, tu trebuie să ai maturitatea să o liniștești, draga mea, n-am pe nimeni, cred, deci stai liniștită, ești la fel de frumos, știi? Nu poți să ai pretenția ca la 18 ani să te comporți așa. Și de asta zic, trăim timpul în care trebuie să amânăm un pic însurătoarea. Aici sunt de acord. Și de asta am vrut să zic. Eu am zis de prima. Există asta. Iubire, e ca și cum tu te numești boxier profesionist, dar n-ai trecut pe la amatori. Prima iubire care există este aia dintre mama și copil. Deci, din start, prima iubire o primește în momentul în care te-ai născut. Sau nu. Nu toată lumea o primește, ceea ce înseamnă că nu toată lumea va fi capabilă să o înregistreze sau să o și ofere.
Dacă mergem pe ideea că toată lumea poate să iubească, suntem într-o gravă eroare și o să ne luăm șuturi multe în viață. Asta una la mână. Doi la mână, pe lângă această îngrijire, fiecare om are o zonă de reglaj. Și copilul cum își reglează stările? Că ai copil, ai văzut. În momentul în care este la pieptul mamei sau la pieptul tatălui, ceea ce mai rar se întâmplă când e copilul foarte mic, și e bine că e așa, el își reglează și respirația și bătăile inimii și căldura cu părintele, cu mama. Se echilibrează. Aia îi dă lui în interior, în corp, semnalul că totul e calm și totul e ok. Poate să fie relaxat. De-aia întrebam mai devreme tu cum te relaxezi. Da? Un copil care nu este ținut în brațe, un copil care este lăsat să plângă în pat și se spune lasă-l să vadă ce e aia viață grea, el nu își dezvoltă abilitățile de a se regla. Și atunci fie își va construi universul lui și va înceta să plângă la un moment dat. Da? Dar își va, se va interioriza și va zice ok. Pentru că, care e mesajul când nu îi se răspunde? Atunci când eu am o nevoie și de obicei are niște nevoi clare. Fie a făcut caca pipi și are nevoie să fie schimbat, că începe să-l ardă pe acolo. Da? Fie e foame, fie are nevoie să fie, se regleze, să fie ținut în brațe. Astea trei. Când e foarte mic, n-are alte nevoi. Astea sunt. Așa. Și atunci el zice, ok, stai așa, eu când am o nevoie, nu e nimeni acolo pentru mine. Ups. Deci a luat-o pe abandon de la început. El intră direct cu abandon în viață. Și se va duce cu înregistrarea asta până în viața adultă și va face exact la fel. Da? Deci asta e prima iubire. După aia, în zona asta, când trecem în adolescență și începem să tropăie hormonii noi și așa mai departe, acolo stăm mai mult pe creierul emoțional. Creierul rațional nu prea intervine. Și dacă te uiți la puștii de 15, 16, 17 ani, vei vedea că ei sunt extrem de emoționali. Indiferent că vorbim despre emoții pozitive sau de emoții negative, indiferent că vorbim că sunt agresivi sau că sunt mai calmi, mai liniștiți sau plâng, că sunt unii care fac și asta. Nu că ar fi ceva rău. Da? Și atunci este firesc să iubească mai degrabă emoțional, da? Se îndrăgostesc, o să vezi că la 15-16 ani, ceea ce și noi am făcut, o să considere că iubirea este iubirea vieții lor și o să-și proiecteze o poveste de aia în care o să trăiască toată viața până și o fură prima oară și așa mai departe. Dar și asta este o experiență de viață. Sigur că nu putem să comparăm iubirea aia pe care nu poți să-i condamn, să le spui, bă, aia nu e iubire. Că eu să spun, stai mă, că e iubire, că o simt eu. Și au dreptate, dar au dreptate din zona lor de dezvoltare. Cu asta de 39 de ani sau de 45 de ani în care lucrurile sunt complet diferite. S-a structurat creierul care se termină de dezvoltat pe la 25 de ani, 26 de ani, când deja începi să și construiești acea fereastră de toleranță în care poți să și simți, să și gândești în același timp. Știi că se spune o chestie că nu poți să înțelegi un lucru până când nu-l suferi. Și e interesantă vorba asta, numai că ăla care a spus-o a ieșit din suferință. Da, dar când ești în suferință, nu o vezi, nu poți. Știi ce văd eu greșit? E logic că ei nu pot înțelege iubirea pe care eu o simt la 39 de ani. Nu, dar hai să comunicăm cu ei, hai să-i ascultăm, hai să măcar să le explicăm chestia asta. Băi, dar cine vrei să comunice? Părinții nu comunică cu ei. Că sunt plecați prin străinătate. Sau sunt în România, dar oamenii timp sunt cocoșați de muncă, trebuie să le aducă să aibă pe masă, nu? Asta cu să am pe masă am trăit toți cu ea, când eram după vremea cealaltă, da? Așa. Mai mult decât atâta, părinții aia nici nu se mai cunosc, se recunosc între ei ca și cuplu, că fiind tot timpul cu alte în afara lor, da? Mai au și probleme de cuplu, că mai intervin și alea, da? Cine vrei să vorbească? Școala care n-are nicio treabă cu asta? Școala... Persoanele publice care au devenit repere pentru noile generații. Nu se întâmplă. Eu cu asta mă zbat. Cât pot, că oricum nu o să schimb mai nimic. Păi câți, zici și mie, câți dintre puși, de unde și-au reperele de masculinitate? Păi de n-au, exemplu. Asta zic, n-au. Și dacă ar fi să-și ia repere de masculinitate, ce fel de masculinitate? Că și aici e important. Nu știu, eu zic măcar de chestiile astea esențiale. Știi ce le spun eu în materiale? Băi, nu vă grăbiți. Atât. Adică, mai stați 2-3 ani, locuiți împreună să vedeți dacă vă înțelegeți, că trebuie să te însorți acum la 22 de ani. Știi câți îmi vin care au și făcut copil și îmi spun, Adi, uite, am copil și aia, dar nu pot să nu înșel. Și eu îl înțeleg, e o victimă colaterală a sistemului, a neimplicării
a sistemului. Da, da, da. Și societatea e în așa, și, în și, așa fel. Și ai văzut că avem tendința să transmitem aceleași traume și aceleași scenarii prin care noi am trecut propriilor copii? Normal. Asta e trist. Păi e, dar nici nu facem nimic să schimbăm asta. Știu, știu. Că nu colaborăm. Iar ajungem la începutul discuției. Asta zic. Am pierd felia, mă pun la într-o imagine proastă, îmi pierd urmăritorii. Și atunci, vezi, noi nu stăm să ne uităm la generațiile din spate, să vedem, ok, cum putem să contribuim noi la asta și ce fel de informații să le dăm. Pentru că acești tineri au nevoie să fie înțeleși și conținuți și sprijiniți. Ei nu au nevoie să fie criticați, că au deja o toleranță scăzută la critică. Deja vârsta lor, 15, 16, 17 ani, vârsta adolescenței, din start vine cu eticheta și de toleranță scăzută la critică, pentru că este în etapa de dezvoltare, o etapă în care ești împotriva autorității. Toți am fost așa. Toți am fost golani când am fost în școală. Toți răspundeam profesorilor și ne luam de ei și consideram că noi suntem mai deștepți și aia sunt proști. Da? Bine, acum privind în urmă, nu știu ce să, nu vreau să fiu narcisist, dar unii dintre ei chiar n-aveau ce să caute în meseria aia. Și cred că unii dintre ei nici azi nu au ce să caute acolo, dar pot să înțeleg că n-au avut încotro. Dar ideea e că e nevoie de niște, de niște programe sociale serioase pentru copii, de relaționare, să învețe, să relaționeze băiatul cu fata. Băi, sunt lucruri simple, de bun simț, banale, că nu sunt chestii de rocket science. Andrei, de ce văd eu că răutatea asta a luat amploare și la nivel global. Și aici vreau să mă corectez sau să îmi confirm. Principalul motiv pentru care răutatea a luat amploare vine prin dispariția sentimentului de empatie. În momentul în care nu te mai pui în locul celuilalt, nu-ți mai pasă și devii individualist. Greșesc? Băi... Eu, în calitate de viitor terapeut, am o mică problemă cu această empatie. Și de-aia prefer mai degrabă compasiune. De ce? Pentru că ideea de empatie înseamnă că tu să fii capabil să preiei durerea, suferința celuilalt, ceea ce este imposibil. Să-ți dau un exemplu. Eu am divorțat. Dacă discut cu o persoană care a divorțat, la rândul ei, noi practic am făcut același lucru ca acte. Dar contextul nu a fost la fel. Eu n-am cum să-i zic, eu te înțeleg. Păi nu, că n-am trecut prin problema prin care a trecut ea. Poate că eu am divorțat, ceea ce s-a și întâmplat, în niște condiții absolut amiabile. Ne-am dus la judecătorie și am râs și am semnat aia de întreba judecătoarea, ok, da, voi sunteți sigur că faceți asta? Da, nu, e absolut sigur. Da? Deci nu tot trebuie să fie pe fight, pe scandal și pe așa. Și atunci eu merg pe ideea de compasiune. De ce? Ca să pot să deschid un culoar de comunicare cu scopul de a înțelege ce simte celălalt. Este altfel. Eu nu am de ce să preiau durerea celuilalt, că nu am niciun rost. Cel puțin în cabinet, dacă se întâmplă chestia asta, atunci trebuie să dăm un telefon să vină un terapeut pentru noi doi. Eu nu mai sunt terapeut și tu client. Da, amândoi stăm acolo și jelim și plângem și terapeutul unde e? Nu mai e. Îl chemăm în cabinetul de vis-a-vis să aibă grijă de noi. Nu. Sigur că empatia este o chestiune care este foarte luată în brațe, se vorbește mult despre ea, așa cum se vorbește și despre self-esteem, în fine. Hai să zicem că pot să o înțeleg și pe asta. Deși, repet, este complicat să poți să ai pretenții că simți ceea ce simte celălalt, pentru că nu prea ai cum. Asta dar, nu. Într-adevăr, ai dreptate. Ce spui? Că îi spui empatie, eu îi spun compasiune, din fiecare are motivul lui. Sunt ok, sunt de acord cu asta, dar da, așa este. Nu ne prea interesează de celălalt. Absolut deloc. Eu când spun empatie, mă refer la chestia asta, nu neapărat că îi preiei suferința. Mă refer la faptul că ești acolo să asculți. Și în cazul în care scenariile sunt apropiate, categoric tu vei avea soluțiile cele mai puternice de a-l ajuta să treacă peste. În cazul în care avem o situație, uite, cum ești tu, ai divorțat râzând și așa mai departe, tot o să știi ce să-i transmiți, pentru că poți înțelege durerea unui, ce înseamnă durerea unui divorț. Că totuși, chiar dacă ai fost acolo, sigur în râs, este... a fost o durere, trecutul, uite, și am crescut. Și nu este cu nimic, știi? Greșit să considerăm că a fost un eșec. Da, a fost un eșec, depinde cum îl privești, dar nu înseamnă neapărat că a fost ceva rău. A fost un eșec, da, poți să spui, băi, nu mi-a ieșit asta.
E o conștientizare, e în regulă, nu trebuie să facem o tragedie din povestea asta, deși unii fac. Dar vezi că și acolo depinde. Sunt niște lucruri atât de stufoase, dar avem nevoie da, de 3 știu, săptămâni. Păi știu, uite, depinde ce credință ai, că dacă tu ai credință că e doar happy ever after, eu vin și îți spun, ok, hai să vedem cum putem să construim ideea de happy even after, adică chiar și după. Da, 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 unii da, nu da, se da. Gândesc că există după și atunci consideră că gata, dacă s-a terminat căsnicia, s-a terminat viața și pică în niște scenarii, e foarte greu să intri acolo să-i scoți. Alea sunt grele, da. Da. Dar uite, zi-mi mie, de exemplu, că asta mă interesează și asta cred că ar fi interesant și pe oameni, pentru publicul meu și pentru al tău. Care crezi că este cel mai dificil lucru de gestionat în relația voastră? În condițiile în care amândoi munciți, în condițiile în care aveți doi copii, ceea ce nu e ușor de manageriat, și ar fi bine ca oamenii să înțeleagă asta, că un copil ok, toți zic că mamă ce îngeraș, ce nu știu ce, copilul e acolo de mic să te enerveze, să te scoată din sărite, că asta e treaba lui. El are nevoile lui și are grijă să și le scoată și să și le ceară și știi bine chestia asta. Ok, îi iubim, sunt... Dar unor ai să spune că mai sunt și răi, că e, sunt, e ok. Și hoți. Care e cel mai greu lucru pentru voi în familia voastră de gestionat? Pentru că sunt două planuri pe care le aveți de gestionat. Familia și relația de cuplu. Hai să zic, uite, e un pic diferit scenariu în sensul că ea fiind fostă sportivă, două fetițe, n-a mai lucrat și nu lucrează, stă acasă. Uh-huh. Eu de când s-au născut fetițele și m-am însurat, n-am vrut să pierd echilibru. Și am spus oamenilor să înțeleagă faptul că eu nu am nicio dependență față de urmăritorii mei. Uh-huh. Nu vă mai place? Duceți-vă tare. E o alegere și aia. Okay. Înțelegi? Și atunci am dispărut un pic din piață în sensul că nu mai, n-am mai făcut materiale filmate, cum făceam eu. Să stau, să scriu scenarii, venea Iuli cu băiatul care mă filma. N-am mai avut timp. Uh-huh. Că schimbă, plânge, nopți nedormite. Și atunci m-am rezumat doar la, bă, fac cu telefonul și îmi transmit idei. Nu renunț în a promova educația și principiile sănătoase. Marea provocare vine în momentul în care, într-o relație, soț, soție, mamă, tată, ei trebuie să înțeleagă că tu, ca bărbat, trebuie să fii și soț, și tată, și femeie. Ea, ca femeie, trebuie să fie și soție, și mamă, și tată. De ce? Pentru că într-o familie, dacă nu există reguli, organizare, n-are cum să aibă continuitate. Eu zic cum făceam noi. S-a îmbolnăvit Ana. Uh-huh. A avut febră la pat. Păi 3 zile tăiam dovlecelul, puneam, făceam pentru dimineață la mixer, dugunoiul, pormă făceam sarcinile mele. Deci există sarcini. Deci eu, iată că eram și mamă, schimbam fetițele, le spălam la fund, dădeam coalifie, dă-le lapte, încălzește, pune. Deci ce fac, ce făcea ea ca mamă, știam și eu să fac. Ei, chestia asta este valabilă și invers. Corect. Cam asta ar fi provocarea. Asta relație, de fapt. Și iubire. Și iubire. Da. Păi există, înseamnă reciprocitate. Da. Iubire fără reciprocitate, dragii mei, nu prea e. Dar Andrei, atenție să se înțeleagă. Nu suntem rău. Am avut și noi câteva momente de presiune, să zic, certuri, dar știi ce? Am ajuns să ne învățăm. Și ea știe, dacă mă vede că sunt, ridic tonul și sunt nervos, ea nu mai zice nimic. Și pe urmă ne-am format noi o chestie noastră în care, după jumătate de oră, gen... Păi, să-ți citești ceva apropo de chestia asta. Da, știi cum facem? Fac eu gen... Ca și, știi? Și ea răspunde... Și cu asta rupem și începem și discutăm, știi? Uite, că e o întrebare și se pică la fix. Atunci când te enervezi, mai ții cont de faptul că persoana cu care te cerți este persoana pe care o iubești? Am făcut un poll pe Instagram, l-am făcut și pe Facebook, dar încă nu l-am extras. Și zice așa, nu 60, da 99. Deci dacă, pe Instagram că l-am pus de puțin timp. Deci dacă te uiți, nu este o distanță mare între cei care spun că au grijă de cei, de că persoana aia este cea pe care o iubesc și ceilalți care nu. Diferența care e și este evidentă și oricine poate să-și dea seama. Cei care spun că da, am grijă, exceptându-i pe cei care au dat-o la OHA, că mai sunt oameni care dau așa ca să dea bine. Oamenii au grijă când se ceartă cum o fac. Exact cum spuneai tu mai devreme. Ceilalți nu mai contează. Și de-aia se și spune, ai grijă să nu scoți pe gură cuvinte pe care nu poți să le scoți înapoi. Să le iei înapoi.
Pentru că nu o să le mai poți să le niciodată mai ai înapoi. Dacă s-a dus, da. Noi învățăm lucruri, dar noi nu suntem învățați să ne dezvățăm de lucruri. Noi, de fapt, construim chestii sănătoase peste. Da? Alea rămân acolo. Dacă ai zis unei persoane că nu mai dorești unei femeie, ai terminat-o. Va fi nevoie de ani de zile ca să dar poți să repare să asta și s-ar putea să nu repare. O cară toată viața, o să-i rămână în cap. Bă, de ce a zis atunci? Ori avea pe alta, ori scenariile pentru alea interne. Pentru că vezi aici, revenim la ideea de încredere. Oamenii care cultivă neîncrederea, știi ce fac? Deci nu sunt acolo pentru crează celălalt. Creează dependență pentru emoțională. Celălalt, pentru că iubire înseamnă să fie acolo când celălalt te pune într-o situație în care nu ești confortabil. Și inclusiv asta înseamnă iubire, nu doar când sunteți bine excitați, ce mișto e, sau hai să mergem la Mykonos, sau hai să mergem știu unde. Nu! Când celălalt e cu venele atâta pe gât, sau e trist, sau plânge, se uită la tine, nu știu ce, și tu știi că e ceva în legătură cu tine, iubire înseamnă tu să ai capacitatea să fii acolo și să înțelegi ce anume e, despre ce se vorbește în propoziție. Nu să fugi, pentru că dacă fugi, știi ce se întâmplă? Celălalt va înmagazina mesajul că tu îl compari, da, în mod negativ, cu alte opțiuni. Știi cum se întâmplă asta în cuplu? Și probabil că ai auzit-o de N ori, în diferite ocazii, pe la prieteni, pe la alte cupluri, pe la că, na, se văd. Cred că și oamenii care se uită la noi au văzut asta. Unul dintre parteneri spune un lucru și celălalt zice, nu mă interesează, asta e problema ta, eu nu mă bag în chestia asta, n-am de ce, du-te la psiholog, fă-ți treaba, nu mă amesteca pe mine în rahaturile tale sau în căcaturile tale. Acolo deja vorbim de probleme. Omul ăla deja consideră că există alte opțiuni unde el s-ar descurca mai bine. Ceea ce este fals, că el va face fix la fel. Știi? Dar asta este la fel și cu banii separat. Iar mie mi se pare o chestie... Asta de banii, nu pot să zic că sunt vreun finanțist. Aici nu cred că există o rețetă universal valabilă. Ai dreptate cu ce eu zici. Eu așa o văd. Bă, de ce să țin banii? Adică, că eu nu-i cer Anei niciodată voie. Din contră, ea trage de mine. Dar banii ținem acolo separat. Ia cardul, ia ce vrei. Aici pot să fie niște variante. Fie există banii fiecare și ține și asta. Fie. Da, dar de unde a plecat? Înseamnă că e o neîncredere. Înseamnă că unul dintre ei cheltuie mai mult și atunci, bă, ni ținem separat. Deci ceva, sunt niște chestii, nu poate mai există puritate. Poate că unul dintre ei acoperă fără să aibă vreun motiv de, bă, cum să zic, de a se plânge, majoritatea lucrurilor. Deci sunt niște probleme. Dar nu trebuie să fie o problemă neapărat. E o chestie asumată, e posibil. Eu în majoritatea prietenilor care făceau lucrul acesta, deci n-au finalizat, s-au despărțit. În majoritatea, zic. Bun. Deci eu nu sunt împotriva variantei tale. Sunt de acord cu ea. Dar mai sunt și altele. Există excepții în orice. Mai există și o variantă, de exemplu, ca oamenii să stea cu hârtia și cu pixul în mână și să-și vadă bugetul lunar obligatoriu. Da? Astea sunt cheltuielile obligatorii. Facturi, întreținere, chirie, mă rog, ce mai e pe acolo? Mâncare, copii. Poți să-ți faci mare un estimat. Și atunci fiecare să contribuie într-un buget comun pentru asta și restul de bani. Da, probabil, da, nu zic. Poate nu mă regăsesc. Poate unii așa s-au învățat până să se întâlnească. Și atunci, bă, am întâlnit mai multe modele. Da, da, asta categoric. Zic. Da. Dar, da, de principiu nu mă deranjează să fie banii la comun. Na. Deși să știi că banii, și știi bine chestia asta, banii sunt unul dintre factorii care rup relațiile fără discuție. Da, acolo unde nu există iubire. Unde există iubire, n-are cum. Păi da. Bun. Următoarea întrebare. Hai să vorbim despre bărbatul la femeie. Eu am fost 2 ani de zile. Am fost ceva acolo. La femeie. Deci pot să spun că... Dar nu m-aș numi la femeie, să știi. Păi hai să definim ce înseamnă bărbatul afemeiat, ca să fac parcă și văd clickbait-ul cu tine și îl arunc pe TikTok. Dragilor, bărbatul afemeiat din punctul de vedere al lui Vulpescu. Sunt mai multe căi de abordare aici. Pe de o parte e una culturală. Ce înseamnă bărbat? Din punctul ăsta de vedere, dacă stai și te uiți la modelul, să-i spunem, tradițional, în care bărbatul este puternic, este impenetrabil, este hotărât, este viteaz, este, n-are niciun fel de vulnerabilități, bla.
Atunci el este ăla care trebuie să aibă bani, este ăla care trebuie să aibă cât mai multe femei, nu a spus nimeni cât, adică nu avem un punct de referință. Știi că și la degustări de vin ai întotdeauna o probă cheie, după aia se ia jurizarea. Aici nu știu care ar fi, nu s-a zis niciodată. Nu există ce... 50, 100, 200, 1000, nu s-a zis. Deci aici fiecare o clocește cum vrea. Așa. Și putem să mai mergem și prin prisma altor lucruri. Modelele văzute acasă, iubirea pe care o a primit-o, modul de atașament. Sunt mai multe căi de abordare aici. Dacă nu cumva vorbim despre un comportament sexual compulsiv, care înseamnă că omul se folosește de mai multe femei astfel încât să-și ia reglaj, dar el nu se implică emoțional, ceea ce înseamnă că îl ține într-o zonă de safe. Da? El nu se implică emoțional, se folosește de mai multe femei, are sentimentul de apropiere și de conectare, dar fără implicare emoțională. Pentru că de ce? El consideră că implicarea emoțională e periculoasă pentru el. Îi fură libertate. Depinde. Depinde. Sistemul de credințe, pentru că dacă el a fost crescut cu ideea că femeia trebuie să fie supusă, din start nu prea știe să respecte partea cealaltă. Da? Deci nu e simplu să spui bărbatul a femeiat este așa. Pentru că am senzația că diferă de la caz la caz. Și probabil că dacă aș avea 25 de bărbați care se consideră afemeiați, s-ar putea să găsesc puncte comune, dar și lucruri diferite între ei. Da, hai să zicem, cauzele fiecăruia diferă la fiecare pentru parte. Pentru că, uite, explicăm, tu când ai fost bărbat afemeiat, de ce ai fost? Și o să zic și eu de ce. Bun, hai să zic. Până în vârsta de 30 de ani am fost numai în relații de lungă durată, să zic așa, cu femei închise pe partea sexuală. Știi, stăteau, nu se întâmpla nimic, lumina stinsă, suclapă. Ok. Am dat de bani, am deschis business-ul, am devenit antreprenor, în coafor, le învățam, veneam pe la spate, mergeam pe Piatra Neamț, Sibiu, ele veneau fără sutien, deci se știa în piață că eu deja le ajutam pe urmă și le băgam prin saloane, în fine. În momentul în care am început să văd că femeile se dădeau la mine, eu eram deja într-o relație și ajunsesem să înșel. Deja ajunsesem să inventez scuze, nu scuze, pardon, certuri. Aveam nervi, că nu aveam eu timp să discut cu ele și mă prindea. Și hop, ceream pauză, după care... Făceam o lună de zile de cap, iar mila, că nu mai era vorba de iubire, reveneam la ea, iar două luni, iar ne certam, iar și la a treia pauză s-a terminat de tot, după care, îți dai seama, bărbat la 30 ceva de ani, bani foarte mulți într-un timp scurt, mi-am creat o dependență sexuală. Eu de asta zic. Deci, nu mai aveam, eu aveam o, cum să zic eu, femeia perfectă. Plăcea să fie sportivă, atletică, blondă, o căprui, nu mai conta. Eram deja dependent sexual. Munceam mult și cum începea să se însereze, 6-7, începeam să prind ceva nou. Chiar dacă era plinuță, nu, bă, să fie nou. Nu ieșeam cu ele la suc, îți trimit taxi, dacă vrei bine, dacă evident, nu pierdeam timp. Scriam la 10-15 fete, dacă nu prindeam, apelam la una pe care o avusesem în trecut. Și după cât timp ți-a ajuns până aici? Mi-a asta. Ajuns să... Că trebuie să înțeleagă oamenii că asta nu e neapărat o poveste de asta. Poate fi frumoasă până la un punct, dar la un moment dat vine și întrebarea, ok, dar cât o țin eu așa? Da, păi da, vorbim de alegeri în viață. Știi ce vreau să menționez? Există, eu așa văd două feluri de bărbați afemeiați. Bărbatul afemeiat sincer, care ăla își cunoaște valoarea și știe că e frumos fizic. Știe că e foarte greu pentru o femeie să-l refuze. Și el merge pe adevăr, ceea ce făceam eu. Draga mea, eu nu vreau relație. Iubeam libertate. Să nu dau socoteală nimănui. Draga mea, uite care e treaba. Eu muncesc mult, am școală, merg... Dacă vreți ne simțim bine, lucru care, eu fiind un om credincios în Dumnezeu de mic, adică... Și ele, acum că greșeau și ele considerau, zic da, și pe urmă îl fac să se îndrăgostească. După care ele suferau în final, nu era vina mea, nu mă simțeam vinovat. Am expus adevărul. Apoi mai există bărbatul afemeiat manglitor, eu așa îi zic. Așa mi-am format eu niște chestii. Ăsta ce care ăla... se folosește? Nu, ăsta agață altfel. Deci el nu se bazează pe fizic, dar complimentează exagerat. Ah, okay. O vorbește atât, o face să râdă în exces, că la un moment dat femeia se trece super îndrăgostită de el.
Știi? Ei, ăla folosește minciuna. Și de asta am zis să te întreb. Și la un moment dat, după 2 ani de zile, în care, să zic, dacă venea o femeie în seara asta, mă ținea până la 2-3, eu la 7-8 trebuia să mă trezesc. Mamă, și eu știam, după ce îmi scoteam demonii, după ce se consuma actul sexual, nu știam cum să fac să plece, să plece, știi? Și s-a întâmplat rare ori să rămână la mine. Și când adormeau, stăteam așa și mă uitam și ziceam, bă, nu sunt eu ăsta, sunt un câine, sunt un jec de om. Ce caută femeia asta aici? Și atunci am închis ochii și mi-am format 2 scenarii. Într-un scenariu m-am închipuit în casa pe care atunci încă nu o terminasem și știam că o să o termin, și mă vedeam, aveam și o piscină, mamă, petreceri, femei, nu știu ce, ceea ce era mișto, nu zic că nu, dar nu mă regăseam acolo, pentru că din drumul ăsta primeam doar plăcere de moment. Nu primeam împlinire sufletească, nu mă regăseam. Și pe urmă, al doilea scenariu, m-am imaginat... Trebuie să zic ce spuneam mai devreme, tu nu te implicai emoțional. Nu, dar sexual... Păi da, asta zic. Dar nu era angajament acolo, emoțional. Nu, dar știi de ce? Și de ce care era frica mea? Și când mă irita maxim? Nu făceam asta pentru că nu vreau să-mi fure libertatea. Și chiar dacă... Să zic că una dintre ele era ceea ce trebuie. Eu inventam răul. Ca să... Eu, nu. Dacă îmi scria ea ce faci, ai mâncat, gata, mă enervam. Ce mă întreb? Caut să te apropii, știi? Dar să-mi țin de libertate. Ei, și când am făcut acest joc mental, mi-am imaginat, ok, dacă o continui așa, petreceri, femei, dimineața, bun, celălalt scenariu, casa terminată, e un living, o masă lungă, 2 copii, îmi imaginam, atenție, și o femeie în celălalt capăt. Nu știam femeia, nu știam de Ana încă. Că de asta zic, noi alegem tabloul în care trăim. Și am mers pe scenariul ăla. Și uite că am 5 ani și ceva, nu zic de loial, exagera, nici n-am mai vorbit cu o altă femeie. Eu înainte nu lăsam telefonul pe masă. Îi zic Anei, ia-l, ține-l 3 zile. Dacă apare ceva instant, gen o gelozie, ia-mi telefonul, că uite, n-aș fi avut timp să le anunț. Ține-l. Nici nu se mai uită la telefon. Vezi, ești liber. Dar mă și ajută trecutul. Perioada aia mă ajută. La mine lucrurile au fost diferite, că eu eram cumva avariat și nu eram pregătit. Și eu am fost foarte sincer. Le-am zis, băi, eu nu sunt pregătit să intru într-o relație. Îmi pare rău, nu vreau să vin cu balastul meu în povestea asta. Drept urmare, da, putem să avem interacțiune, fan, nu știu ce, dar nu, eu nu fac promisiuni, îmi pare rău. Chiar nu sunt pregătit. Adică, deci ai fost cel sincer. Da, am fost sincer. Bă, și așa era. Păi da, știu că... Și asta a durat vreun an de zile. Chestia este că cu chestia asta am experimentat și ideea de salvator, salvatoare și așa mai departe, pentru că foarte multe au zis da, crezând că eu vorbesc la mișto. Și scenariul lor, agenda lor... Că o să te prindă. Exact, agenda lor din spate era lasă că îl fac eu pe ăsta să... Știu, da. Eu pun pe față, nu știu ce. Ceea ce nu s-a întâmplat, evident, că îți dai seama după o săptămână, 2, 3, 5, 9, o să-ți spună cineva, băi, dar știi că nu crezi că ar trebui, nici nu mai trebuia să continui, știam, dar zic, ok, dar de ce crezi că după 6 întâlniri sexuale eu mi-am schimbat părerea? Adică, what the fuck, ce crezi că s-a întâmplat între timp? Ți-ai creat amintiri, ți-ai creat și atunci... Mă rog, nu erau chiar așa, că aveam grijă de, adică aveam grijă să nu interacționez, să dau, atât de mult, da. Să dau impresia că... Nu, adică eu știam foarte clar, m-am ținut foarte bine de ale mele. Și, slavă Domnului, mi s-au întâmplat tot felul de experiențe mișto, din care am învățat o grămadă de lucruri, o grămadă de tipologii feminine, adică n-a fost doar compulsie sexuală și atât. Consum. Nu, absolut deloc. Eu am fost fair cu ele și n-am încercat să nu fiu un jegos și sper că am reușit să fac chestia asta. Deși ori, cred că toți reușim cumva pe parcursul vieții să fim și la capătul celălalt al mesei, știi? Adică acolo unde suntem jegoși. Că îți dai seama, dacă s-a terminat o relație cu cineva, normal că ești jegosul de servici. E o chestie firească. Dar am învățat multe din asta și te vezi, apropo de infidelitate, consider că o persoană care a avut... Eu nu m-am considerat afemeiat. Eu mă consider ca fiind un bărbat care știe să vorbească cu femeile. Asta nu înseamnă că e afemeiat. Le ador, le iubesc. Dar asta nu înseamnă că le vreau pe toate. Și având acest trecut în care mi-am făcut cumva o plajă de experiență... Ai știut să alegi. Eu pot să spun nu. N-am o problemă să spun nu.
Pentru că eu știu de ce am spus da în relația mea. Și atunci n-am nicio problemă. Am făcut un exercițiu și am discutat odată cu cineva, cu un domn, și am spus așa, dacă tu ai ști că nu va afla nimeni și eu te-aș lua și te-aș băga într-o cameră cu 20 de femei goale, ce ai face? Păi ce ai, frate, ești nebun, cum? Rup. Rup! Zic, bă, ești, sunt 20 de femei. Două adică minute, dar rup. Îți garantez că n-ai cum să rup pe nimeni de acolo. Că... Da, în fine, zic, e în regulă. Dar ce, bă, tu n-ai face la fel? Zic, nu. M-aș uita, le-aș admira, zic, frumoase, nu știu ce, dar mulțumesc, sunt ok. N-am înțeles. Și am zis da, tocmai pentru că eu pot să zic, să știu de ce am zis da. Și acest reality check în relație, bă, ce caut eu aici? Ce fac eu aici? Care e obiectivul meu în povestea asta? Ce se întâmplă după? Îl fac, dacă fac constant. Da. Și asta e o chestie foarte interesantă pe care aș vrea să le transmit celor care se uită. Intenția pe care tu ți-o construiești în fiecare zi. Și legată de relația ta și legată de viața ta. Bă, ce vreau eu astăzi de la relația mea? Azi, dimineața, că m-am trezit. Păi eu vreau să fac tot posibil încât să fie ok relația mea. Ok. Deja creierul meu începe să se gândească. Bă, cum dracu fac eu să-i fiu ăsta de ajutor, da? Și încep să găsești chestii. În primul rând, dacă o vezi pe doamna că îți defilează goală pe-n casă, nu-i zici să se dea la o parte din calea televizorului, că asta e foarte nasol, tocmai ce i-ai spus de la prima oră dimineții că nu vrei. Și ar fi să te gândești ce dracu mai cauți în relația aia dacă se ajunge la asta. Te duci după ea. E în regulă. O atingi. Nu trebuie să faci sex neapărat. Pe bune, nu toată viața înseamnă sex. Hai să o spunem și pe asta pe față. Mai înseamnă și multe alte chestii. Să ne atingem, să ne ținem în brațe, să ne sărutăm, să ne ciupim de sfârc. Hai, poți să faci asta. În joacă, atenție, nu tot trebuie să fie sex, da? Așa. Ideea este să creezi acel climat bun, da? Peste zi îi mai dai un telefon sau îi mai dai un emoticon. Adică micile gesturi de atenție că ești acolo. Dacă știi că a avut, nu știu, un examen sau ceva, eu o sun după aia, îi dai un mesaj. Adică să fie acolo implicat. Asta nu trebuie să faci mari vrăjeli. Că vezi că chestia asta sunt gesturi mici de apreciere care contează cel mai mult. Da? Omul ăla se simte băgat în seamă, se simte conținut, se simte că există, da? Nu trebuie să te duci cu flori, cu tot felul de butaforii de-astea. Nu poți să le faci, frate, în fiecare zi. Pe bune, mă uitam, ai văzut ăla cu Tinder Swindler ăla? De pe Netflix, să îl vezi, e ceva genial. Apropo de mitul prințului pe cal alb, care de fapt era un impostor, le-a făcut de bani de 10 milioane pe o grămadă de femei și ăla o ardea numai cu private jet-uri și cu mașini scumpe pe banii femeilor, înțelegi? A exclucat o grămadă de femei. Da. A mai apărut ăla este un afemeiat și un impostor în același timp. Eu văd și cum văd, a mai apărut o categorie la cum îmi imaginam eu. Deci bărbatul afemeiat sincer, cel manglitor și cel profitor. Da, bine, ăsta a profitat big time. Nu, n-a profitat. Acum știi care e chestia și cu afemeiatul ăsta, că asta ar părea că e ceva nașpa. După părerea mea, cred că mai există o variantă. Omului căruia îi place sexul, ok, n-am nimic de comentat cu asta, sunt și bărbați și femei care fac asta, și care găsește și conjunctura, adică acele persoane care se vină la completare. Pentru că atâta vreme cât tu reușești să intri între niște interconectări de astea care sunt consfințite, deci de comun acord, de comun acord, eu n-am nimic de comentat cu asta. Că până la urmă ea e singură, tu ești singur, nu ai cui să dai socoteală până la coadă. Deci n-aș băga-o neapărat la femeia, dar... Andrei, uite, eu de exemplu... Termenul nu... e discutabil, să știi. Totuși, hai să ne raportăm la numărul de femei, adică dacă, nu știu, într-o lună de zile ai nu știu câte, uite cum eram eu și asta e cel mai mare regret al meu, am umblat și cu femei măritate câteva. Eu am nu mai țineam cont. Și cu brio să evit asta. Uite, dar... eu n-am putut. Că mă încânta chestia asta. Știi de ce? Eu am un principiu de viață. Eu nu intru acolo unde cineva a zis da altcuiva. Eu nu l-am avut atunci. Nu e treaba mea să mă bag acolo. La mine a acționat altfel și la mulți acționează așa și cred că e valabil și invers. Plăți sunt comod. Da, eu mă simțeam mai puternic și mai valabil mental față de soțul ei. N-am să mă trezesc cu unul că încep să mă iau la public, că nu are niciun sens. Nu știu, când ești necopt, na. Nu mi-a plăcut asta. Da. Ideea e că ar trebui să ne asumăm asta, că dacă ne intrăm într-o combinație de genul ăsta, se poate întâmpla inclusiv asta.
Păi să te trezești 4 ani de zile am stat cu parul pe spate. Da. Deci, da, 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 trebuie da, să avem grijă un pic. Eu așa m-am construit. Fiecare se construiește fiecare, cum crede, dar și vine nota de plată. Logic. În acord cu asta. Este o cruce pe care o voi cura toată viața. E, crucea a fost o perioadă, lasă, bucură-te de aia. Ce... Păi nu, dar știi de ce vreau să zic asta? Ei să conștientizeze când iau astfel de decizii, că îți rămân în interior. Chiar dacă, că de asta și acum poate promovezi, bă, găsiți parteneri liberi, nu vă băgați acolo. Că a, eu știu da, ce da, a declanșat aici, în mine. Eu știi? Sunt absolut de acord și să știi că din păcate întâlnesc și uneori chiar și lucrez cu foarte multe încâlceli de-astea. Și sunt niște emoții acolo și niște drame. Da, niște... legături și ani de zile durează. Băi, da, nu merită, stai da, puțin da, să uite da. Să-ți dau un exemplu. Hai, uite să lucrăm pe exemplu clar. Să presupunem că un domn se îndrăgostește de o doamnă care nu locuiește în România. E undeva în Europa, nu contează. La un range de 3 ore de zbor cu avionul, să zicem, da? Bun. El are un anumit statut la el în țară, ea are un anumit statut la ea în țară. Are vreun sens povestea asta câtă vreme nu există niciun orizont de apropiere între ei? Nu. Deci din start ar trebui să stăm și să ne gândim, bă, ok, asta nu va merge. De ce? Pentru că nu poți să stai să faci navetă non-stop. O să-ți iasă 2-3 luni, dar la un moment dat cineva o să obosească și o să zică, bă, auzi, mă, știi ceva. Dar de ce fac eu chestia asta? Cât e la început, faci naveta, că ai hormoni acolo, da, sunt, da, da, sunt da, călăreții, da. Bine. Dar după aia când începi să te potolești un pic, zici, bă, dar mi s-a cam luat. Nu prea mai am chef să mai zbor o dată la 2 săptămâni. Asta era următoarea întrebare despre relația de la distanță pe care eu o văd toxică. Și o văd toxică pentru că vorbim de doi oameni care provin din medii diferite. El aici, ea aici, fiecare cu propriul anturaj. În orice început, ca așa ne-a clădit societatea, dăm totul. Ne dăm ceea ce nu suntem. Noi ne punem ștreangul de gât. Ca să o cucerim, ne dăm scenariul, eu sunt făt frumos. Și împrumut haine de la ăla, o duc la un restaurant scump. Dar știi ceva, uite, mi-ai ridicat-o la fileutare pe asta. Am scris acum câteva zile pe un cartonaj de ăsta, un mesaj scurt, care spune așa. Eu nu am știut niciodată să cuceresc o femeie. Pentru că mi s-a părut un efort inutil să încerc să demonstrez ceva. Drept urmare, a fost suficient să fiu eu. Bravo, da. Și n-am pus pe. Băi, nene. Reacții. Adică n-ai știut să te duci cu flori și cu cadouri? Pe asta ține de maniere, n-ai nicio legătură cu încercați să demonstrezi ceva. Da. Sunt flori, le găsești la colț de stradă, bă, bune. Știi, și stăteam și mă gândeam, bă, cum ar fi așa la a doua întâlnire să te duci la doamna, să stați din nou la o cafea sau, mă rog, că acum la a doua întâlnire deja stați direct în pat, așa, și să te duci așa, să-i zici, bă, uite, eu sunt un bou căruia îi curge scuipat în gură, nu mă duce capul, frate, să n-am cuvintele la mine, să stau să inițiem niște discuții, dar mă gândesc, uite, să ți-am luat un ceas, tocmai ce te-am cumpărat, nu sunt băiat valabil, să mor. Așa? Da. Adică altcineva îmi scria, adică te-ai mulțumit cu ce a picat. Trist. Cum? Adică, da. Și a răspuns, nu, doamne, îmi pare rău. Am pretenția că am ales ce mi s-a părut interesant. Adică, vezi, uite, și asta e un mesaj foarte important pe care trebuie să-l transmitem, mai ales tinerilor. Și fete și băieți, dar mai degrabă băieți. Ideea că nu trebuie să ne împotrivim, frate, cu toată lumea. Da, este o chestie timp. Vitală și că refuzul și face parte din jocul vieții. Nu trebuie să ne urce în hipersensibilitate și în hiperagresivitate să începem să dăm cu pumnul doar pentru că o fată ne-a zis nu. Ok, nu e niciun fel de tragedie. Știi cum ziceau pe vremuri aia în filmele alea cu BD? Ne mai uităm. Adică nu ai pierdut, frate, nimic. Te-a refuzat fata. Mai uită-te, că mai sunt și altele, e ok. Știi? Da. Vreau să-ți zic chestia asta, să-mi zici dacă ești de acord cu mine. Eu văd așa. Sexul face legătura între trupuri. Și nu doar. Iubirea și dragostea face legătura între suflete. Așadar, în orice început, sexul te apropie fizic, ca mai apoi odată cu trecerea timpului, apar momente în care cunoști persoana respectivă, ajuns să faci dragoste.
Pentru că în sex există perversiune sexuale când te descarci hormonal și nu ții cont de nimic. Hai să ne spunem că aici intrăm într-o zonă destul de discutabilă, că în funcție de experiența fiecăruia și de imaginația fiecăruia diferă asta cu perversiunea. Știu. Hai să spunem jocuri. Că se presupune că amândoi sunt de acord cu ele. Că dacă unul nu e de acord, atunci intrăm la altceva. Da. Nu, fii atent de ce ți-o expun. Pentru că primesc multe mesaje de la femei care se sperie că au dispărut perversiunile sexuale din începutul de relație. Și eu le zic, nu vă mai legați de acele repere. Se sperie de asta? Da, da. Uite, nu-ți. La soțul meu nu mai sunt perversiunile alea. Până și eu zic, da, pentru că... Nu, multe. Ok, mișto. Și eu am încercat să le expun așa și le-am spus. Eu când mă întâlneam cu o fată odată de două ori și ea, și... deci, cum să zic, nu existau sentimente. În sex... cum să zic eu, există aceea, nu știu, cred că e prea mult spus, dar o să o zic, asta simt. Vrei să umilești, să, mental tu să știi că am avut-o și o pui în toate pozițiile. Femeii place chestia aia, gen te ridică din pat și te duce în mijlocul livingului, sufrageriei și se pune în genunchi. Sunt femei care adoră chestia asta, știi? Se simt ele cumva, nu știu, vezi, la nivel mental. De fapt, noi aici despre ce vorbim? Ce îmi spui tu descrie foarte bine foarte multe scene care se întâmplă în filmele porn. Deci are legătură, o mare parte da. Dintre sexualitatea umană este generată și este dominată de pornografie. Da, păi a devenit un instrument de educație. Da, din păcate. Din păcate, dacă te uiți, tot din păcate, dacă te uiți la această pornografie, vei vedea că femeia este zugrăvită acolo ca fiind o nesătulă care este pregătită oricând, oricum, la orice oră, în orice context, ceea ce e fals în viața reală. Doi la mână că îi place să fie cât mai mare, cât mai tare, cât mai groasă, să dea în ea să o rupă. Asta cum vezi cu mărimea? Ceea ce iar e fals. Asta cu ruptul. Pentru că dacă te uiți în foarte multe dintre filmele astea, se și vede că ele nu se simt bine cu povestea asta. Pe de altă parte, bărbatul trebuie să fie cât mai mare, cât mai gros, cât mai tare, cât mai bine cu mușchii pe el și cumva să fie ca o mașină de cusut. Că ai văzut, dă, îi se umflă venele pe gât și ai senzația că face infart. Doamne ferește, dar știi cum e vorba aia, nu încercați asta acasă. Și atunci eu stau și te întreb unde e conectarea între ei. Nu există. Pentru că tu vorbeai de altceva mai devreme. De dragoste. Unde e joaca? Unde e preludiu? Unde e postludiu? Unde este conectarea acelor trupuri astfel încât să existe starea de safe? Și momentele de după actul sexual. Și de calm. Da? Pentru că vezi, ceea ce noi numim perversiuni, de fapt, sunt niște chestii bine consfințite de către cei doi și ei au niște zone de limbaj în care își transmit foarte clar că ceva nu mai e bine și atunci alălalt se retrage, da? Dacă te uiți la pornografie, o să vezi că toată lumea crede că toată lumea e la fel, ceea ce nu e adevărat. Asta cu mărimea este o chestie discutabilă, da? Pentru că, vezi, putem să spunem că Dumnezeu, Făcătorul sau cine vrei tu să-i spui, a fost un pic cinic. Și întrebarea este, ok, dacă toți bărbații aveau aceeași dimensiune la penis, ce făceau femeile? Unde se făcea diferențierea? Dacă sunt femei din punct de vedere corporal. Erau care toate nu... nefericite? Sau cum? Pentru că tu nu poți să-mi spui tu mie că fericirea feminină stă în atât. Că dacă stă în atât, aveam o problemă. Mare. Atât poate fi păcălit în două poziții, cel puțin. Ăsta. Da? Deci ar fi cumva să fim atenți la lucrurile astea și vom vedea că este strict consum sexual. Dacă te uiți în cărțile vechi de sexualitate, vei vedea că este altfel de sexualitate acolo. E altceva. Cu totul și cu totul și cu totul altceva. Conectare, îmbrățișare, sunt poziții, sunt tot felul de nebunică. Dacă te uiți în Kama Sutra, trebuie să fii cel puțin gimnast ca să faci unele lucruri. Că, na, e nevoie de puțină mobilitate, da? Dar se merge acolo pe conectare, se merge acolo pe simțire, se merge pe profund, nu pe hai să dau, să o rup. Că aia nu mi se pare niciun fel de plăcere, ai senzația că fiecare... Dacă stai să te uiți la stările corpurilor lor, ei ce sunt? Sunt un mare stres și unul și un altul. În filmele porn. Da. Dar în realitate, eu zic în perioada aia când eram afemeiat,
când veneau la mine, deci eram doar două bucăți de carne, era un barter. Mm-hmm. Și știam amândoi lucrul acesta. Da. Și acum o să spun o altă chestie. În momentul în care, să zic că m-am întâlnit cu o fată, ne-am descărcat hormonal, ăla a fost sex. În sex nu există umanitate, nu există, nu-ți pasă de celălalt. Tu vrei la nivel mental să știi că ai avut-o în toate pozițiile. Păi știi care e chestia? Eu am trăit chestia asta. Și tu. Și eu. Păi și da, până la un moment dat, când am întâlnit-o pe o doamnă, eu le zic, Doamne, că așa-mi place mie să le respect. Am întâlnit-o pe o femeie care la un moment dat mi-a zis, ce faci, mă, aici? Și zic, ce știu eu mai bine. Cum adică? Zice, păi unde te grăbești? Cum adică unde mă grăbesc? Zice, păi stai un pic. Hai să-ți arăt eu cum e. Și mi-a arătat și în momentul ăla am zis, Nu. Se poate și așa? Și mi-a zis, nu știai? Zic, spre rușinea mea se pare că nu. Adică, ok. A fost cu totul altceva. Deci există întotdeauna cu totul altceva. Și era altceva. Nu știu câți oameni au senzația că pot să discute în timp ce fac sex sau să și râdă în timp ce fac sex. Într-o stare absolută de calm în care corpurile se corelează unul cu celălalt, respirația la fel, nu se grăbește nimeni, simți că te-ai conectat acolo. Da? Stai că asta... Cred că sunt puțini oameni care pot să facă asta. Gen cum ar fi eu să fiu un actul sexual și la un moment dat, mamă, băi, ai văzut, era să dea golul ăla, fii atent că e cornere acum. Și... Nu, că nu despre asta discuți. Să nu fi... băi, nu. Legat de asta mă gândeam, bă, nu. Na, e greu. Să pot să discute despre trupurile lor, despre ce ce fac ei acolo. Dar nu, dă-mi mai tare, ia mă de gât, dă-mă cu alea capul de noptieră și chestii de genul ăsta. Nu aia. Nu. Adică o chestie foarte calmă, foarte... Și practic timpul nici nu mai contează, adică nu... Tu nu știi când trece. Asta zic că este zona aia de conectare. Atunci ce trebuie? Deci vezi, putem să vorbim diferit despre sexualitate. În general, dacă stăm și ne uităm în jur, vom vedea că bărbații se laudă cu cifre. Ceea ce e cea mai mare slăbiciune. Cu cifre și mărimi. Da. Bărbații experimentați nu se laudă, ei vorbesc despre trăiri. Eu cred că aici se face diferența între maturitate și restul. Da? Bărbatul când vrea să epateze, spune câte femei a avut el și ce mărimi și ce adâncimi și mai știu eu ce. Bărbatul care e experimentat se bucură de ce a trăit. Eu și cum am văzut-o pe asta. Și știe și ce și-ar mai dori să trăiască. Da, clar. Foarte clar știe. Da. De-aia nici nu va alege orice. Eu mi-am dat seama că cu cât ai mai multe femei, cu atât mai mult chestia asta reprezintă o mare slăbiciune, pentru că tu nu ai educația de a-ți abține instinctul primitiv de a avea, de a cuceri. Mm. Dacă tu ești loial unei singure femei, înseamnă că tu ești educat să te abții și să îți respecti femeia de lângă tine. Sau poate că ai o femeie care este suficient de deschisă și de înțeleaptă, astfel încât să înțeleagă că tu funcționezi pe testosteron și pe mai multe erecții pe zi și atunci ea știe că trebuie să facă... Și asta, dar Andrei, odată cu trecerea timpului și cu monotonia, trebuie să-ți folosești și educație. Sigur că da. Că înșelatul ce înseamnă? Crearea de oportunități. Atunci când ți-a dispărut... Conjunctură. Da, uite, îmi pare rău că nu mai avem timp să vorbim despre frică. Am întâlnit tineri care aveau anxietate de palmares și era foarte mare anxietatea asta de palmares. Și nu, deja începeau să fie roși de ideea că dacă înșală nu se vor simți bine. Sunt multe chestii de discutat pe zona asta. Uite, cu frica, iarăși, eu consider așa, modernismul vrea să promoveze frica ca fiind ceva greșit și... Interiorul meu îmi spune așa, frica, ca orice altă stare, toate aceste stări ne-au fost lăsate cu un scop, să ne folosim de ele. Frica dusă în exces categoric creează traume. Dar frica benefică este cea care îți trezește, cum să zic eu, te face să conștientizezi și îți oferă rațiunea de a pune în balanță. Adică, dacă apare o ispită, frica este cea care mă pune... mental, la nivel mental, tati, dacă te duci, îți pierzi soția cu care ai clădit atâtea, pierzi momentele alea în care fetițele vin dimineața cu părul vulvoi și te îmbrățișează. Frica face chestia asta, că oamenii schimbă când nu le convine. Nu, domne, de fapt aprecierea. Nu, frica. E frica benefică care mă aduce în situația asta. Și atunci, tu dai seama ce înseamnă o societate în care nu mai există frică? Că se instalează haosul. Nu cred că poate să fie... Vezi că bolile
bolile și suferințele actuale sunt fix pe zona asta, anxietate și depresie. Astea sunt prevalente în momentul de față. Tocmai din această idee că omul este din ce în ce mai invitat și mai sprijinit să pară ceea ce nu e. Deci tu consideri că eu greșesc? Nu. La ceea ce am spus? Nu. N-am zis asta, nu. Dar fricile astea depind și ele. Mai e o chestie, absolut, apropo de stres. Există stres sănătos și stres nesănătos. Un stres sănătos este să știi că mâine ai un examen important care contează pentru viitorul tău. Este un stres absolut sănătos. Dar tu știi că după ce vei lua examenul ăla, lucrurile se vor îmbunătăți în viața ta. Deci este un stres sănătos. În momentul în care tu ai un stres în legătură cu un lucru, dar nu există varianta sau așteptarea că după ce se întâmplă lucrul ăsta sau se consumă, este bine, atunci e chin. Acolo e suferință, nu mai e stres. Da, trebuie să o să trească să mai facem unul. Că sunt multe de zis. Și oamenii, din păcate, stau prea mult în stres. Nu știu să se relaxeze. Unii au senzația că pierd timpul relaxându-se, ceea ce e o mare tâmpenie. Contează și stilul de viață pe care l-ai avut. Băi, întreabă-i pe oameni. Păi, de câte ori dansați, mă, cu iubita voastră acasă? Așa, la mișto. Da, de mulți nici nu și-amintesc. Dar stai ca să închidă aia cu perversiunile. Ca să, doamnelor, să nu aveți teamă că e nasol. Ce s-a întâmplat la mine? După ce au apărut fetele, noi n-am mai făcut perversiuni. Nu știu de ce. Imaginea soției cu copilul în brațe când l-a lăpta, aveam așa niște rețineri. După ce au crescut fetele, am început iarăși cu joculețe, deci au revenit. Deci nu înseamnă că are pe alta sau că nu îi mai atrageți fizic, liniștiți-vă. Dacă există semne că, nu știu, așa, atunci simți ca femeie, îți dai seama. Dar dacă el îți oferă aceleași lucruri, afecțiune, atenție, dar nu mai sunt perversiunile, nu cred că e ceva de care să te sperii. Doar că, uite, la mine a afectat imaginea copiilor. Suntem ființe adaptabile și nu înseamnă că dacă la un moment dat am făcut niște lucruri și lucrurile alea nu... Hai să mergem pe ideea de ce simțim și ce calitate este, în încărcătură calitativă este în simțirea asta și mai puțin în ce anume am bifat undeva. Știi? Mie mi se pare că un bărbat relaxat este un bărbat care a trecut prin experiențe de viață și care are puține curiozități rămase, da, logic. Mai ales în zona sexuală, astfel încât și alea sunt manageriabile, nu sunt prioritare. Și în momentul ăla el poate să fie destul de relaxat, poate să-și vadă de activitățile lui, poate să se bucure de sexul absolut normal cu iubita sau cu soția lui, fără să încerce să mai stea, să mai gândească la tot felul de artificii. Pentru că a văzut, a trăit, știe mult mai cum e. Și atunci nu mai stă să aibă o urgență din povestea asta. Așa este. Dragilor, cam atât pentru astăzi. Andrei, știam că nu o să reușesc să pun toate întrebările, deci va urma și continuarea. Oricum. Vreau să dezbatem frica, relația de la distanță, care o consider toxică. Multe. Am trecut foarte multe întrebări pe aici. Îți mulțumesc din suflet că ai venit și că ajuți totuși în această luptă în a oferi educație celor tineri, atât cât se poate, cât ne permite și timpul. Încercăm. Dar sigur, sper să mai vii și data viitoare. Sigur că da, oricând. Mersi din suflet. Dragilor, urmăriți-l pe Andrei Vulpescu, pentru că vă învață lucruri. Mi-am dat seama că este un psiholog, dar nu unul doar citit, documentat. Este și un om experimentat. Și în momentul în care dai de un om experimentat, acela este cel care are șansele cele mai mari să-ți ofere ceea ce îți trebuie. Pentru că a trecut, a fost pe drumul pe care și tu ai fost. Nu uitați să vă abonați. Realități cu Niculescu. Vă pup, dragilor. Doamne ajută!